În scopul prevenirii și combaterii pandemiei de COVID-19, autoritățile au decis ca persoanele în vârstă de peste 63 din Chișinău să poată ieși din casă doar între orele 9:00 și 13:00. Excepție vor face doar cei care se vor deplasa la serviciu. O decizie în acest sens a fost luată de către Comisia pentru Situații Excepționale. Astfel, conform hotărârii, se interzice persoanelor în vârstă de peste 63 de ani aflarea în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu excepția deplasărilor în interese de serviciu, deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare, deplasarea pentru asistență medicală, ce nu poate fi amânată, și deplasarea pentru alte motive justificate și care nu pot fi amânate. În aceste condiții se vor admite deplasările în afara domiciliului a persoanelor în vârstă de peste 63 de ani, cu excepția celor în interes de serviciu, doar în intervalul orar 9:00-13:00. Menționăm că o astfel de ordonanță și în același scop a fost emisă anterior și de către autoritățile din România.